găsit, dragi telespectatori. Păstrăm tradiția și ne vedem și în ultima zi a anului, să-i spunem așa. Da, ne aflăm așa la o cafea de final de an și la o apă. Mulțumim. Hai să mulțumim prietenului nostru, cafeluța cu inimioare. Și suntem la sfârșit de an, în ultimele ore din 2023. Spuneam că păstrăm tradiția. Și asta pentru că acum 2 ani, la actualitatea Sfânt Mariană, tot pe 31 decembrie, îi aveam alături de noi pe cei de la XXL, cunoscuta trupă de Satu Mare, poate cea mai cunoscută trupă de muzică pop-rock, putem să-i spunem așa. Anul trecut i-am prezentat pe băieții de la Hey Rup, într-o formulă apropiată oarecum de ceea ce sunt ei în 2022. Și e o trupă în ascensiune și de care suntem mândri, așa că sătmăreni. Și am promis că o să ascultăm nu numai muzică populară în noaptea dintre ani și o să începem Revelionul, pregătim Revelionul cu o poveste, cu o poveste prezentată de doi tineri artiști din Satu Mare. E adevărat că pe amândoi am cunoscut de la televiziunile naționale și de la concursurile de talente naționale și mă bucur că alături de noi și o să ne și cânte. Noi să vorbim mai puțin, să lăsăm și pe, mai ales să vă încânte cu melodiile lor. Stefani Barbara, mă bucur că suntem împreună în premieră la Norvest TV. Și Matei Cosma, punem accentul cum trebuie, Matei Cosma, violonist. Voi faceți o... Un duo. Acum, da. Nu ați putea trupă, că trupă e mult spus, dar un duo de succes, pentru că 2022 a fost anul lansării voastre, practic, pe piață. Pe Barbara o știm de la România au talent și da. Eu mi-aduc aminte... Florin Călinescu era unul dintre criticii de obicei serilor de la România au talent, însă pe tine te-a ridicat în al nouălea aceea. Da. Îți mai duci aminte, da? Fericită, cum a fost? A fost chiar o zi cu plin de, cum să spun, deci când m-am dus acolo, parcă n-am avut atâtea emoții ca și cum înainte, în general. Și, nu știu, m-am simțit foarte bine pe scenă, m-am simțit foarte bine cântând pentru persoane care știu că chiar sunt renumiți și chiar, chiar știu ce înseamnă muzica. Da, și culmea că din cei din juriu n-a vorbit niciun specialist în muzică, nici Andra prea mult, nu? Cine a mai fost? Andra a fost Smiley Alexandra și... Da. Da, și Florin Călinescu. Și a vorbit actorul Florin Călinescu. Da. Cel mai mult el a vorbit. Cel mai mult. Ai prezentat atunci o melodie dintr-un musical, Nimica Sirena, nu? Nimica Sirena, așa este. Da. Cum ai reușit sau, nu știu, cum ți-ai făcut curaj să mergi? Sau... Bănuiesc că ai vrut de mică să cânti și să urci pe scenă. Am cântat de mică, da. Și m-am gândit că aș dori să încerc, ca să-mi arăt talentul, ca să mă vadă lumea, pentru că... Aș fi vrut să fiu mai cunoscută și în afară de Satu Mare. Da, și pe Matei, de unde l-ai găsit? Păi noi ne cunoaștem deja de mult timp. Da. Apoi ne-am întâlnit odată să cântăm împreună la biserică. Da, dar nu mai așa. Random și cumva așa am simțit vibe-ul acela, după aia ne-am gândit să facem o piesă împreună. Muzică de bisericească exact. Sau cântări bisericească? Exact, exact. Da. După aia ne-am gândit să facem o piesă împreună. M-a chemat ca să cânt la vioară la o piesă de a ei și eu am mers, am acceptat chemarea și de atunci am început să facem și mai multe piese împreună. După aia am mers la un concert împreună deja și așa frumos s-a dezvoltat să avem un duo unde mergem împreună, da. Avem deja numai împreună mergem să cântăm de obicei. Da, pentru că am realizat că facem show mai mare împreună. Și oferim un alt vibe. Da, e mult mai publicului. Altfel decât singur cum am stat pe scenă. E mult mai normal complex. Când apare doar vocea și o singură apariție, să-i spunem, cât ar fi ea de frumoasă feminină, dar da, mai faci un pic show. De spectacol. Să aduci aminte, nu? Și Paula Selling a cântat la Eurovision, ce show a făcut când a fost de două ori la Eurovision, dar odată cu pianul, până au căutat variante. Da. Practic, de când ți-ai descoperit talentul? De mică,
deja de 5-6 ani am început să cânt așa. Totdeauna am cântat. Mama întotdeauna a spus că o să fiu cântăreață, actriță. Ea știu deja că... Ce, la ce, ce școală ai făcut sau ai urmat cursul? Am fost la Liceul de Arte Aurel Pop din clasa 8-a. Un an am făcut flaut, adică un an am învățat la flaut. După aia, de la clasa 9, am trecut la canto. Și de atunci am avut mai multe concerte, am avut recitale prima dată la școală și după aia tot cu concerte și tot așa. Profesorii te-au încurajat? Cu cine ai făcut canto? Canto am făcut cu Vaștac Teodoră. M-a ajutat foarte mult, m-a încurajat foarte mult, deci pot să spun că chiar a fost profesoarea mea preferată. Nu v-a încurcat pandemia, pentru că și tu ai fost la Rămâneau Talent, publicul era virtual, poate era altfel. Dacă... Ba da, ne-a încurcat un pic, pentru că a fost mult mai scurt totul la Rămâneau Talent și din cauza acesta nu m-am mai dus mai departe. Adică am trecut mai departe cu 4 de da, dar... Dar n-am mai urmat și o fază următoare. Nu, din păcate nu. Asta. Și tu ai fost la concurs, nu? Da, exact, am fost și la Rămâneau Talent, numai că un an în urmă, după ce a fost și ea, a fost o experiență imensă, mi-am făcut cunoștințe acolo și experiența pe scena cea mare, despre care a vorbit și, da, și ea, este efectiv... Tu ai prins public sau tot... O fost și public, bineînțeles, cu mască și cu distanțare. O fost și public virtual, dar o fost și public fizic. Tu ce ai cântat? Cu ce te... Am cântat un remix de la Cardi B. Am cântat muzică rap cu Vioara. Vioara, wow. Da, exact. Ce-a interesant, am făcut așa un remix de la Cardi B, Travis Scott și... Am cântat-o cu Vioara. Erau persoane la care le-a plăcut, bineînțeles, de exemplu, la Andra chiar le-a plăcut cum am îmbinat muzica clasică, adică un instrument clasic, Vioara, cu muzica ușoară, adică un rap, combinația aceea, le-a plăcut foarte tare, însă erau persoane care mai puțin, din păcate. Da, asta e până la urmă, dar oricum e o rampă de lansare până la urmă pentru tinerii, da, cu talent, oricât câte concursuri ai face, nu în perioada liceului sau a școlii, la oricâte concursuri te duce, oameni trebuie să te vadă compozitori ăștia mai mari, nu? I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, well I'm tryna wet it. I let him test it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head can miss fire, but I need the sun, and it's going and drying, it's coming outside, yeah, I run on that thing. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like a G10. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If you fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Yeah, you fucking with some wet ass.
bring a bucket and a mop. Put this wet ass pussy, give me everything you got. Put this wet ass pussy, now from the top, make it drop. Care da. E șansa unui tânăr artist, nu știu, să ajungă cunoscut? Bănuiesc că v-ați dori să fiți mai departe de satul mare cunoscut. Da. Asta depinde foarte tare de locul unde suntem, deci la momentul potrivit, în timpul potrivit. Așa este, cu oameni potriviți. Dar eu consider că dacă ne place ceea ce facem și o facem chiar din plăcere, din iubire, și muzica și tot procesul, când, de exemplu, facem un proiect de la început, de la studio până la filmarea videoclipului, dacă ne place procesul acela, deja nu mai contează care va fi rezultatul, adică reacția oamenilor. Nu ne contează că ne-a plăcut procesul pe care l-am făcut, ne contează că ne place să cântăm, să facem oamenii să se simtă bine. Da, asta ne contează de fapt. Voi sunteți o reclamă vie, să spunem, la liceu de artă, ca să zic așa. Da, sunt foarte mulți tineri care merg la liceu de artă, urmează cursurile liceului de artă și pe urmă se pierd oarecum. Voi duceți mai departe munca profesorilor voștri. Și facem tot ce putem. Da. Tot posibil. Cum ai ajuns la vioară? Nu te-ai nervat? Părinții ți-au pus vioara în brațe? Da, și este o poveste foarte interesantă, fiindcă în clasa 1, eu din clasa 1 sunt la liceu de artă, iau repop. Am fost la prima întâlnire cu clasa și trebuia să alegem cine la care instrument va merge. Și toată lumea a mers la pian. Și mama mea atunci a zis că, ok, Matei, tu mergi la vioară. Punct. Bun, eu copil la 7 ani, ce să aleg eu, ce să știu, nici nu mai țin minte că eram acolo, acum totuși era mult timp în urmă. Și în primele, cum să zic, 5-6 ani, să zicem, ca un copil normal, nu-i place să stea 2-3 ore să studieze, să stea acasă, să cânte la vioară, că... Mai enervezi și vecinii, nu? Exact, da. Nu eram așa de atras. Bine, îmi plăcea vioara mereu, fiindcă îl făceam. Deci dacă chiar nu voiam să fac, nu făceam. Însă eu mai voiam să ies, să mai fac alte majoritatea chestii. Treceau de la vioară. Sunt, uite, de cuberții, a început cu vioara și a trecut la chitară. Da. Fiindcă nu e ușor de cântat la vioară și trebuie să iubești să faci asta. Însă în 2017 am început să cânt muzică ușoară. Atunci am început să deschid mai mult spre altă muzică. Că eu mereu ascultam muzica aia, dar cine s-a gândit că aș putea să fac eu cu vioara? Și am început să fac și lucruri mai originale, mai interesante. Și s-a dovedit că asta îmi place cea mai mult și asta vreau să continui și în viitor. Și acum când ne-am regăsit, noi doi, adică ne-am găsit bine. Vezi, Dumnezeu v-a pus mâna în cap. Exact, și noi chiar așa. La biserică, așa. Da. Așa a fost mâna lui Dumnezeu, vorba argentinienilor cu Maradona. Și atunci ne-am dat seama că noi de acum încolo trebuie să facem ceva împreună. Da. Cum a fost 2022? Album? Ați lansat album? Ați fost la Londra? Da. Prima dată eu am lansat un album de debut. Solo la Londra, da. Și după aia acum am făcut un album EP, deci cu 3 piese de Crăciun, da. Și tot ne-am gândit că ar trebui să facem ceva caritabil, că dorim să ajutăm pe cineva. Prima dată ne-am gândit ca să ajutăm la o casă la de copii pentru nevoiași. Copii sau dar așa ne-am gândit să fie prima dată scopul proiectului, CD-ului. Nu știam dacă vrem să facem CD sau numai o piesă. După aia s-a dovedit că facem 3. Așa că și am zis ca să fie un mini un CD atunci. Exact. A, și melodiile sau ce se... Ați vândut, vindeți CD-urile respective sau... Vindem CD-urile și încercăm să ajutăm o persoană respectivă.
Ana. Dar distribuirile fizice sunt pentru strângere de fonduri. Da. Pentru deci o persoană. Vouă nu vă rămâne practic din banii respectivi, doar ați cheltuit pe sindic. Se cheltuie ceva. Normal, nu e ieftin să scoți un CD în ziua de astăzi, nici măcar un videoclip. Dar se poate asculta și pe YouTube, pe toate platformele de streaming se găsește. Da, pe Spotify. Pe Apple Music, dar peste tot. A, și cum vă găsește? Că am vrut să vă întreb cum stați cu... Stefanie Barbara și Matei Cosma. Matei Cosma, da. Da. Cu capa și Z. Exact. Cosma, da, Matei. Da. Cum stați pe YouTube, pe Instagram? Voi tinerii sunteți mai... Tot așa. Mai... Stefanie Barbara așa. Și eu, Matei Cosma. Da. Da. Acolo așa e important story, e un alt, noi mai greu. Încercăm să ne promovăm și noi. Clar, deci pe Instagram postăm noutățile, așa că dacă cineva este curios unde cântăm și când, pe Instagram va afla. Deci suntem la final de 2022, anul viitor cine vrea să-i contacteze, îi găsește acolo, repede că imediat... E clar, cântăm și la evenimente private, dacă ne cheamă, nu numai la evenimente așa publice. Nu numai la festivaluri și la... concerte mari, cântăm și la evenimente private. Trebuie să recunosc că înainte să începem noi interviu ne-am întâlnit cu unul dintre promotorii sau cel care face o grămadă de evenimente la Satu Mare, cred că și el va ajutat în lansare, nu? Clar, da. Așa, și mă bucur foarte mult. Unde ați cântat anul ăsta la Satu Mare? La Satu Mare? Am avut mai la multe Expo, evenimente. La Expo, da. Exact. La Expo Industrie și la Zilele Orașului. Și la Festivalul Toamnei. Da, la Mall a fost evenimente, Festivalul Toamnei. La Interact, la Balul Interact am cântat înainte de el. Am văzut că a fost o nebunie. Da, a venit în Ise și noi am cântat înainte de el. A fost chiar, deci a fost foarte... Pentru care este foarte important pentru noi, evenimentul acela este... faptul că s-a scris istorie în noaptea aceea, fiindcă a fost singurul eveniment făcut în județul Satu Mare cu peste 600 de persoane. Așa este. Cu bilete. Nu, plătitori, să spunem, nu, 600, exact. Că 600 am mai avut prin exact, centru, dar plătitori, exact. Da. Curioși doar, da. Cei exact. Care au venit gratis. Da. Slavă Domnului, am cântat și noi noaptea aceea. Am văzut că a fost ceva deosebit. A fost, chiar a fost. Pentru atâția oameni să cântăm. Tinerii care s-au distrat și s-au strâns bani până la urmă, că despre asta e vorba. Da, a fost un concert caritabil. Un concert caritabil. On a cold winter's night.
tehet mei te noi decembrie este luna, deci suntem caritabili luna aceasta, de fapt, cum o să avem și mai multe evenimente, am avut multe evenimente caritabile luna asta, așa vrem să facem și în continuare. În continuare, da. Da, noi suntem în ultima zi, mulțumiți de ce ați realizat în 2022. Da. Da, clar. Și cu planuri și idei. Și mai avem planuri foarte faine pentru 2023. Da, cred că, așa că fiți lumea o să, vă, o să vă descopere. Ce probabil tinerii vă cunosc mai mult, dar telespectatorii noștri, și eu spun, e și un reproș care îl fac eu mie, dar asta este, că nu pot să împart 4 emisiuni, să fac și politică și de toate și actualitate, și de multe ori mi-aș dori să promovez cât mai mult tinerii din satul mare, să vadă lumea că avem cu ce să ne mândrim și cu ce să venim în față și din punct de vedere artistic. Da. Și, nu e ușor. Nu, deloc. Dar o facem pentru că ne place și... Și pentru că simțim că trebuie să facem asta. Am văzut, să știi că și... Da. Da, și liceul de artă, poate, și liceul de artă și Palatul Copiilor, și am văzut și școala de artă, au copii extraordinar de talentați la statul mare, deci se muncește, clasele sunt pline, copiii vor să cânte, vor să facă și altceva, da. Doar trebuie probabil puțin ajutați și promovați. Cam, așa este. Cam asta e. Oricum, promovarea e foarte, foarte importantă. Foarte, foarte importantă. Albumul, ce piese ai? Ce-ți place să cânti? Sau pe ce voce te duci? Așa te... Bine, Mamica Sirena, sincer, și, nu, eu, și eu am văzut. Și mie îmi plac desene animate, trebuie să recunosc. Da, și sunt un fan, da, Disney. Sunt fan și... din Rapunzel, dacă mă pui să spun toate melodiile. Da, din, și peste din tot. Rapunzel am cântat, da? Și... Da. Eu cânt mai multe genuri. Eu cânt pop, eu cânt rock, musical. Am mai făcut și rap. Așa, da. Spre rap. Da, deci în foarte multe stiluri ne încadrăm. Da, încercăm și să fim. Albumul tău pe ce să... Albumul meu e pop rock. Pop rock. Și ce piese sunt? Sau cunoscute? Ai luat cover-uri sau? Nu cover-uri, no, piese. Sunt piese de piesele tale. Da. Ah. Cine îți compune versurile? În engleză? Eu. Da? Ai făcut și engleză și tot? Da. Da. Oh, super tare. O să ascultați. E o surpriză și pentru telespectatori. Mi-a plăcut povestea. Adică n-ai ascuns ce ai făcut la satul mare. Păi am fost vânzătoare. Nu e o rușine să... Da, nu. Să am lucrat. Asta e viața. Da. Până la urma urmei. Și acum ce faci? Acum, practic, din asta acum vă mențineți? Sau... Acum mai mult facem... Evenimente de cântăm și... Exact. Deci se poate. Se poate. N-a fost ușor, da. Dar se poate. Încă n-am ajuns la... N-am ajuns. Nici pe aproape, nu așa suntem este. Pe nivelul pe care dorim să ajungem. Nu, deloc. Deci mereu dar... mai este unde să crești. Dar eu consider, nu știu dacă am dreptate, că suntem pe drumul cel bun. Încercăm, sperăm, încercăm. Să facem tot ce putem. Trebuie impresar? E nevoie de așa ceva? Sau... ca să răzbești mai departe. Ești tot, mult totuși te-am lăsat că da. Posibil că trebuie să trebuie. Ai persoane în spatele tău care te duce pe drumul pe exact, care te sfătuiește să te duci pe acel drum. Da. Dar noi încă nu avem. Noi încă suntem pe... Sunteți încă la început de drum. Suntem, da, chiar. When we get pain, we lose our ways. We don't know where to go. When our heart is cold, cold like a stone. When you come and take us on your back, walking with you through the map and feel inside. I made you invincible and free.
secret chord that they would play, then I please the Lord. But you don't really care for music, do ya? What goes like this, the four, the fifth, the minor four, the major league, the baffled key composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith is strong, but you need a proof. You saw her bathing on Drew, her beauty in the moonlight over Julia. Un drum frumos și sper cât mai lung, cu o carieră cât mai lungă. Da, așa e. Ce vă place să faceți? Decembrie a fost o lună extrem de încărcată pentru voi. Ce vă place? Nu știu, de Revelion, ce vă aduceți aminte de obicei? Ce planuri vă faceați ca și elevi, ca și... Păi ne distram, de obicei. Și suntem foarte mulțumiți. Da, de anul ăsta, de anul eu zic ăsta? Recunoștință, adică suntem foarte mulțumiți de anul pe care l-am avut și recunoscuți pentru... Mai mergeți la biserică? Mai cântați în biserică? Da. Da? Da. Unde vă găsim? Unde mergeți? La care biserică? Eu mai mult la Hildegarda. La biserica Tisentaris. Da. Da. Pe tine? La biserica Tisentaris. La micro 17. Exact. Da. E frumos, mai ales în perioada asta de Crăciun și se cântă și colinde și... A fost o perioadă deosebită. Aveți și două piese de Crăciun. Cum au prins? Cum ați... Trei. EP-ul, da. Da. Cum au... Ați fost la... V-au chemat în... Da, la le-am cântat. Da, le-am cântat și la Târgul de Crăciun, da. Luna decembrie peste tot le-am cântat. Da. Și le-a plăcut oamenilor. Așa, da. Dacă ar fi cover sau cum... Ce ți-ar place să cânti? Dacă ar fi cover-uri. Da. Nu vrei că ai cântat, nu știu, Beyoncé sau da, ce, sau dacă, asta am vrut să spun, dacă cântăm cover-uri mai mulți, Beyoncé, Celine Dion, Ariana Grande, mai cântăm și ce mai cântăm? Piesele am lui... prelucrat foarte multe piese de fapt, la da. Diferit, și de nu chiar, nu neapărat de la
artiști feminine și masculine. De fapt, am făcut și un cover de la Sam Smith, Unholy, care e acum foarte trending. Da. Da. Ce vă place să faceți în afară de muzică? Mai faceți și altceva? Păi, ceea ce facem noi nu este numai despre muzică, de fapt, pentru că ne ocupăm și de, de planurile, de marketingul, de fapte, da. De management, de partea de management acum. De fapt, da, de tot de ceea toate. Ce deține de industria muzicii și de cariera pe care o vrem să avem. Așa că noi, pe lângă cântat, practic, pe instrument sau cu vocea, da? Mai facem și partea de exact. Așa că aia este, de fapt, partea mai grea pe care da, promovarea și o practicăm acum. Da. Da, practic, melodiile există, doar trebuie creată povestea și vândută exact. Povestea da, mai exact. Departe așa este. Cu voi. Mă bucur că am făcut parte din povestea asta și că terminăm anul împreună. Îi mulțumesc lui Robi pentru că el a fost cu ideea, Robi Marcus, colegul și prietenul și noi, că ne-ați chemat. Meu de la emisiune. Împreună cred că facem echipă bună și cu el și cu Lauri Sirger, iubitor de totdeauna de ce înseamnă nou și de ce înseamnă muzică bună și de calitate. Ce gânduri avem pentru 2023? Dorim să facem încă un EP sau poate că și un album și mai mare. Depinde, o să vedem. Dar am început deja să lucrăm pe piese noi. Ceea ce contează este să evoluăm. Eu așa este. Te vezi într-o filarmonică? Nu știu, la întrebarea asta nu știu să răspund. Nu? Dar ce-ți place? Paganini, Vivaldi? Da, am făcut un interviu care mi-a fost foarte drag cu Răzvan Stoica, unul dintre cei mai buni tineri violoniști din lume, nu doar din România. Da. A fost la Satul Mare de două ori cu Stradivariusului. Da. El e fenomenal și mi-am dat seama că se poate trăi bine și din muzică, din ce-mi povestea el. Se poate. Cu siguranță. Bine, diferă și stilul pe care îl practică da. El și pe care îl practic eu, dar încerc să mă dezvolt în stilul pe care îl fac eu. Dar nu refuz un Paganini. Anormal. Da, niciodată. Da. Spuneai așa, dăm din casă, că o ai profesoară pe doamna Emioche, directoarea Filarmonicii, o salutăm cu drag și o felicităm și pe dânsa pentru tot ce a făcut în 2022. Filarmonica a reușit anul acesta să ridice foarte mult nivelul cultural al evenimentelor culturale de la Satul Mare, așa cum dacă tot facem un bilanț, am putea spune că și cei de la Centrul Județean de Creație și Cultură și ei au făcut evenimente deosebite și îi felicităm. Vă doresc succes! Mulțumim! Ce îți place să mănânci de Revelion sau ceva? Ai așa ceva? Ce-mi place să mănânc? Ce vă place? Păi, cred că pizza e pe top 1. Pizza e bună, cea mai bună pizza. Ce mâncăm de în seara asta de Revelion? Pizza. Nu pește, nu altceva cu sofisticat, dar n-ai pretenții. Nu. Nu, suntem mai lejeri așa. Iar de băut șampanie, că asta e băutura de Revelion. Vă mulțumesc mult. O să, cu ce melodie să trecem spre 2023-ul? Care ar fi? Vom cânta câteva piese și din album, și din albumul nostru, de pe albumul de Crăciun, două piese o să fie. Dintre ele am mai intercalat între vorbe, dar ultima pe care o alegem. O să fie o piesă compusă de noi, care de fapt e despre vară. În vară, să vină căldura, că-ți fac turile mari. Să vină căldura. Da, că-ți mari facturile, da. Și o să mai avem și un cover. Și un cover. Da. Eu vă mulțumesc mult, la mulți ani, sper să ne vedem anul viitor mult mai des și nu numai la evenimente. Promit o dată pe lună să aduc tineri artiști din Satul Mare alături de noi la Nord-Vest TV, la Calitatea Sătmăreană. Telespectatorilor mei le doresc să aibă parte de tot binele din lume, să petreacă alături de cei dragi, să fie liniștiți, bucuroși și anul 2023 să ne aducă pace, multă pace și aici, în România și dincolo de granița pe care o avem aproape de noi în Ucraina și să fim mult mai buni unii cu ceilalți. Mulțumesc Robi, mulțumesc Lauri, mulțumesc Nord-Vest TV, mulțumesc telespectatorilor, să aveți un an nou plin de bucurii. Rămâneți cu revelionul pe care Nord-Vest vi l-a pregătit de aici încolo. Thank you.
When Christ